Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Actualitatea Mara Media. Duminică va fi cea mai importantă sărbătoare care vestește Paștele, floriile, intrarea lui Iisus în Ierusalim. Pe lângă sărbătoarea creștină a intrării Mântuitorului în Ierusalim, au apărut, după cum bine știm, și nenumărate obiceiuri și tradiții legate de această sărbătoare, atât în mediul rural, cât și în mediul urban. Despre acestea vorbim astăzi în cadrul emisiunii cu etnograful Janeta Ciocan. Bine ați venit! Bine m-am găsit. Așadar, numeroase tradiții legate de Duminica Florilor, aș vrea să amintim câteva dintre acestea. Care Deci eu sunt? aș vrea să vă spun cele legate de flori. Nu sunt foarte multe, dar sunt foarte, foarte importante. Asta este, din punctul meu de vedere, cel mai important lucru. Deci, în primul rând, această sărbătoare nu are o dată fixă, pentru că ea este obligatoriu așezată cu o săptămână înainte de sărbătoarea Paștilor, care știm că este o sărbătoare mobilă. Ceea ce este important, după mine, este faptul că este sărbătoarea despre care ne vorbesc, în primul rând, toate cele patru evanghelii. Și este descrisă printre primele sărbători religioase din istoria creștinismului. Ea a fost descrisă pentru prima oară în secolul al IV-lea de către o pelerină, Egeria, care a ajuns la Ierusalim exact în perioada în care se sărbătoreau floriile, pentru că această sărbătoare inițial a avut loc doar în Ierusalim. De-abia apoi ea se răspândește în toată Europa și din secolul al V-lea deja avem amintită și de Ioan Gură de Aur și de alți sfinți care ne vorbesc despre această sărbătoare importantă. De ce era ea atât de importantă? Pentru că sărbătorește viața. Sigur că intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim s-a făcut după una din marile minuni pe care el le-a făcut, mai precis sâmbăta. El îl învie pe Lazar și după 4 zile de la moarte. Ceea ce înseamnă un triumf al vieții asupra morții. Și tocmai de aceea, impresionați, oamenii Ierusalimului l-au primit cu atâta pompă și fală în momentul respectiv. Dar trebuie să ne amintim și faptul că această zi a fost profețită cu 400 de ani înainte de Hristos, de către prorocul Zaharia, și care ne spune: Bucură-te, fiică a Sionului, veselește-te, fiica Ierusalimului, căci iată, fiul tău vine drept și biruitor, smerit și călare pe asin. Deci, dar tocmai de aceea poate și trebuie să menționăm acest lucru. Sâmbăta, dinaintea florilor, este o zi foarte importantă. Este ultima zi de pomenire a morților din postul Paștelui, iar în mediul rural, la sate și zonele etnografice din județul nostru, în toate se păstrează cu sfințenie această pomenire a morților, sărbătoarea numindu-se și Moșii de Florii. Dar cu pregătire în Deci, Țara Lăpușului, știu că au loc mai multe. acolo au loc și acum și după. Cred că vă referiți la cele de după Paști. Inevitabil ne vom depăși ziua de Florii, dar în această zi este obligatoriu nu numai să pomenim mortul la biserică sau strămoșii pe care ni-i amintim la biserică, ci să și dăm ceva de pomană pentru ei.
Și nu putem trece nici peste faptul că sărbătoarea, deci din acest moment de luni încep liturghiile de denii la biserici, prin intermediul cărora oamenii încearcă să parcurgă drumul crucii alături de Isus. Dar, ca orice sărbătoare, ea a venit totuși și a înlocuit o sărbătoare mai veche, tot cam prin această perioadă a lunii aprilie, când de obicei cade Paștele la noi, se sărbătorea zeița romană Flora. Deci cea care aducea de fapt primăvara, înflorea copacii și așa mai departe. De acolo a și împrumutat numele, de fapt, de la această zeiță a florilor. Sigur că și noi rupem și ducem la biserică pentru a fi sfințite ramuri de salcie în România și nu numai în România, în tot spațiul european, să spunem. Dar la Ierusalim aceste crengi erau cele de palmier în primele descrieri ale creștinismului și era normal pentru că acești palmieri erau acolo tot timpul verzi. La noi acum ele dau frunze, dau acei mățișori și erau foarte importante pentru că nu erau lăsate la biserică, erau duse și aduse după aceea acasă. Acum, sigur, venim cu o rămurică, cu două, dar înainte fiecare își ducea rămurelele lui, astfel încât când venea acasă, din momentul în care trecea pragul porții, începea să pună o rămurică la poartă pentru ca să era singurul loc de acces înspre gospodărie, da? Restul fiind închis de gard și pe acolo putea să intre răul, la ușă, la ferestre, dar și la icoanele din casă. Erau lăsate acolo să se usuce și păstrate peste an, pentru că, într-adevăr, le socoteau o pavăză pentru casă, pentru membrii familiei și mai ales erau medicament. În momentul în care unul din membrii familiei se îmbolnăvea, se rupea o frunzuliță, mățișor uscat și se dădea într-un fel sau altul să îl înghită. Intrăm în săptămâna Paștilor cu florile, o săptămână, unii spun întunecată, unii spun, dar normal este săptămâna patimilor, săptămâna în care vedeți, oamenii au așa o ținere de minte scurtă, spunem noi astăzi, nu era, lucrul era valabil și în trecut, după ce l-au primit cu urale și în triumf în ziua de flori, începând cu joi, vor fi cei tot aceiași oameni, vor fi cei care vor striga omoară-l, omoară-l atunci când Pilat îl judecă și îl hotărăsc răstignirea lui. Și satul tradițional al nostru excelează în pregătirile pentru sărbătoarea pascală, mai ales începând din ziua de joi. Lucrul cel mai important era faptul că nici o persoană, dar absolut nicio persoană, nu ajungea ziua de joi fără să fie spovedită. De altfel, și astăzi, preoții noștri nu spovedesc dincolo de ziua de joi.
Sigur că vorbim de faptul că ne facem curat în casă, în gospodărie și așa mai departe, în primele 3 zile ale săptămânii, dar acest lucru era cel mai important, curățarea spațiului, într-adevăr, dar fără o curățire sufletească nu se poate vorbi că totul ar fi perfect. Avem apoi ziua de joi. Și aici încep vopsitul ouălor. Înainte vreme, cam această zi era dedicată acestei manopere, pentru că, din punctul meu de vedere, necesită multă îndemânare, necesită și timp, deci e o pierdere de timp, să spunem. Și gospodinele noastre, femeile noastre erau foarte aglomerate după aceea și probabil nu își puteau permite să își mai pierdă timpul și cu vopsitul oului, dar era important și de ce? Pentru că acest ou va fi, de fapt, vedeta sărbătorii de Paști, să zicem, în ziua de Paști, și mergeau cu ouăle, erau lăsate chiar în biserică. Deci le terminau joi seară, se duceau când mergeau la liturghia de joi seară, duceau ouăle și le lăsau în biserică, la fel ca și paștile, deci vinul și pâinea care vor fi folosite după aceea și se vor da fiecăruia, erau duse de joi și lăsate în biserică, pentru a petrece și ele acolo și a fi nu numai sfințite de preot, dar și ele se și sfințeau prin liturghiile și toate momentele pe care preoții le petreceau în biserică în această perioadă. Și, mă rog, trebuie să vorbim puțin și de acel ou muncit. În Bucovina l-avem noi acum, dar să știți că se încondeiau ouă cu miere cu ceară frumos, nu la nivelul celor din Bucovina, e adevărat, și în Țara Lăpușului la noi. Și nu numai în Țara Lăpușului, în mai multe zone din Transilvania. Eu presupun că inițial se colorau așa în toate zonele, dar cu timpul, probabil cu vreo 100, 100 și ceva de ani în urmă, au preferat să mai scurteze din manoperă și să folosească frunze și alte lucruri pentru a le da un oarecare aspect. Dar se mai contează și astăzi ouă în Da, Maramureș? în Țara Lăpușului se fac mai ales la Cupșeni, Costeni, Ungureni, sunt cele 3 sate în care mai găsim femei care știu să încondeze ouăle cu chișița, așa îi spune instrumentului. Deci desenul se face cu ceară pe oul alb, după care este lăsat în vopsea și acolo unde oul a fost acoperit cu ceară, vopseaua nu va prinde și după aceea se curăță și rămâne acea frumoasă culoare albă și acele modele, deci cele mai. Eu am fost foarte uimită când am văzut prima oară aceste ogondeate în Țara Lăpușului, pentru că vin dintr-o zonă tot foarte importantă etnografică din țara Bihariei și bunica mea încondea exact la fel ouăle. Și motivele de pe ouă sunt aceleași, de fapt sunt motivele transpuse de pe cămașa din zonă, dar fiecare cum să zic, motivele noastre, dacă le luăm una câte una, le regăsim peste tot. Acele romburi, acele triunghiuri, acele flori redate geometrizant, dar ele se regăsesc în toate zonele. Problema este cum le combinăm. Și de altfel știți că în fiecare zonă, dacă luăm 2 cămăși și le punem una lângă alta, ele nu vor fi identice niciodată, deși folosesc aceleași ornamente, aceleași culori.
Și pentru epocile mai vechi, culoarea în general a fost ori albă, ori roșu cu negru sau roșu cu albastru închis pentru ornamentele cămășii. Și târziu a pătruns policromia în costumul popular. Dar să revenim la oul nostru, care ce reprezintă, de ce este atât de important. Și aici aș vrea să fac o invitație pentru ascultătorii noștri, pentru telespectatori. Dacă au drum în zilele astea prin Baia Mare și Băimărenii, sigur că pot să o facă mult mai ușor, să treacă pe la Muzeul de Etnografie, să vizioneze o expoziție intitulată Paștile în iconografia din Transilvania, și în care, așa cum o fac în biserică la Deni, pot să o facă și în muzeu, parcurgând pas cu pas drumul făcut de Isus de la Duminica Florilor la Înviere. Oul este o icoană, vor întâlni acolo o icoană destul de rară. Noi avem un singur exemplar în care Isus apare în mormânt, mormântul având deasupra un ou, un ou încondeiat. Icoana este de la centrul Nicula. Ce vrea să însemne? Oul întreg, oul fiert întreg și încondeat reprezintă de fapt mormântul Domnului. Iar noi, prin acțiunea ciocnirii, deschidem mormântul, lăsându-L pe Iisus să vină alături de noi și să ne pătrundă în viață și să ne învețe ceea ce ar trebui să facem. De aceea și atunci când în ziua de Paști înainte, noi acum ciocnim cu toată lumea, nu mai contează, mergem la restaurant, nu stăm acasă și așa mai departe, da? Folosim aceste câteva zile libere de Paști să ne distrăm, să... Înainte, prima zi de Paști se serba numai în familie. Iar ciocnitul ouălor era un ritual deosebit. Cel care făcea gestul prim era capul familiei, da? El era cel care ciocnea oul tuturor membrilor familiei. Era totuși o credință în care se spunea că cel a cărui ou s-a spart va muri înaintea celuilalt. Și de aceea bătrânii casei obișnuiau să își iau un ou care știau sigur că se va sparge la cea mai mică atingere, dacă nu-l și fisurau înainte. Dar se pare că în vremuri îndepărtate o făceau pe bune. Pentru că sunt și acum zone, de exemplu, în care oul se sparge pe văzute și pe nevăzute. Adică pe văzute când ți-l alegi din farfuria cu ouă sau pe nevăzute când închizi ochii și iei care oul nimerești de acolo ca să îți dai seama de treburile acestea. Dar ce era important? Era important faptul că ciocnirea ouălor, cu cine ciocnești ouă, cu acela te vei vedea și pe lumea cealaltă. De obicei, se mânca un ou, primul ou se mânca de către toată familia. Era curățat, era împărțit în atâtea bucăți câți membri avea familia, fiecare își lua bucățica lui, pentru ca să fie sigur că familia va rămâne veșnic unită. Iar aici venim din nou la Lăpuș. Vedeți, este o zonă extraordinară, o zonă conservatoare, păstrătoare de obiceiuri străvechi pe care le-a dus și în la care nu renunță.
Și astăzi, în ziua de Paști, primul drum după ce se termină liturghia de la biserică nu este acasă, ci este în cimitir. În cimitir fiecare merge la mormântul lui. Femeile fac această treabă, stau acolo la mormânt și împart ouă. Deci ele merg la biserică cu o traistă plină de ouă, fac și suta de ouă și o dau peste mormânt, dau ouăle peste mormânt. Mi-a plăcut, cum îmi spunea cineva, o țărancă odată, că știi, morții stau acolo, Dumnezeu le dă voie, le deschide o fereastră și le dă voie să se uite la noi. Și se uită să vadă, pentru mine a mai fost cineva care să vopsească un nou. Deci aceasta pentru țăranul nostru, moartea nu a fost, nu este o ușă, nu este ceva de... Deci această legătura familială se păstrează și dincolo de moarte. Deci ne vom revedea dincolo, dacă ciocnim ouă, și în același timp cei de dincolo așteaptă de la noi acest ou pe care să îl ciocnească eventual acolo unde sunt. Și acesta este și motivul pentru care în zona Lăpușului se dau ouăle peste mormânt? Da, da. Nu numai în zona Lăpușului, deci obiceiul este probabil în vechime, în foarte de mult. El a fost întâlnit în mai multe zone, pentru că mi-aduc aminte că ceva asemănător se petrecea și în zona bunicilor mei, dar oul se dădea în Duminica Tomii. Deci se mergea la cimitir și se făcea... Deci problema nu este... că există, obiceiul există într-un fel sau altul. Bine, ouăle nu se spărgeau numai acasă, numai ca să le mâncăm. Oul are și alte conotații. Oul roșu îl puneam la colțurile casei. Aveam grijă să chiar îngropăm acolo ceea ce apăra casa în continuare. Se punea în fereastră, oul muncit nu se mânca. Deci acel pe care se lucra mult pentru încondere, nu erau făcute multe, cum se fac acum tot anul, și erau făcute 1-2 ouă care rămâneau până la urmă în fereastră, tot în ideea de a apăra casa. Cojile de ouă erau păstrate la ouăle sfințite în biserică. Și noi acum, eu am fost învățată, nu se aruncă oul de coaja oului. De, bine zic, ce să fac cu ea, că nu arunc, dar ce să fac cu ea, că nu s-o păstrez. Și până mama îi dădea foc, de exemplu, mama mea le aduna și le dădea foc sau le dădea de mâncare la găini. Dar în trecut ele erau puse în sacul cu semințe și atunci când aruncam sămânța în brazdă, aruncam și aceste coji care aveau rolul de a apăra recolta. Erau aruncate în unele părți pe crengile copacilor ca să înflorească frumos, deci să asigure o producție a pomilor fructiferi bună. Erau păstrate chiar și câteva ca medicament în casă, tot așa când cineva se îmbolnăvea, le pisai bine și le puneai în mâncare. Și ceea ce nu, pentru că se vopseau foarte multe ouă înainte, se aruncau pe apă. Pe apă, dar eu asta am aflat foarte târziu, după ce am început să lucrez ca etnograf, se aruncau pe apă ca ele să ajungă la apa sâmbetei, această apă care desparte lumea morților de lumea viilor. Să ne aducem aminte că totuși este iarăși o apă care vine din vechime, nu Stixul. Îl trecem și unde trăiește un popor numiți foarte frumos Blajinii, și acest popor îs drăguți, îs mititei, dar îs cam uituci.
Și uite, de Paști și aceste coși de ouă pe care noi le aruncăm pe apă, le vor aduce aminte atunci când ajung acolo că, uite, e Paștele și așa peste o săptămână, de fapt, sărbăm Paștele Blajinilor. Care este rolul Pascăi care se face Da, în gospodăriile tradiționale? Pasca este, iarăși, fără pască nu se poate și din nou ne ducem cu gândul la o sărbătoare solară și de altfel suntem într-o perioadă astronomică care ne vorbește că soarele prinde puteri majore. Și forma ei rotundă este, de obicei este rotundă, forma păștii, și ornamentele care se pun deasupra ei ne aduc din nou aminte de soare și de puterea lui, trecerea din nou a. Din nou avem aici, într-un fel, de. Vorba de moarte și de viață, pentru că, în fond, ca să putem obține făina, noi omorâm bobul de grâu, îl zdrobim prin acea zdrobire a bobului de grâu, la fel ca și cu oul pe care îl lăsăm, de exemplu, pe câmp să meargă, dar în așa fel încât să întâlnească pietre în cale și să se spargă peste pământul cultivabil. Și ăsta, deci, din nou, omorâm ceva ca să obținem, și pentru a obține o mâncare trebuie să o mai și trecem prin foc, prin foc, ca după aceea ea să devină dătătoare de viață, în fond, prin faptul că devine aliment. Și nu trebuie să lipsească din Nu, coșul nu este. Deci, de Paști. din coșul de Paști nu trebuie să lipsească două lucruri: oul și pasca. Sigur că noi punem acum și un pic de șuncă și un pic de miel umplut. Mielul este iarăși foarte important. Acum, sigur că el vine de mult mai de mult. El vine din sărbătoarea evreiască a Paștilor, dar unde era un sacrificiu ritual. La noi l-am preluat, însă îl reprezintă pe Isus care merge și acceptă moartea fără crâcnire, da? Să ne aducem aminte de joi, când iarăși revenim la ziua de joi, când Isus în grădina Ghețimanii are acea clipă de dorință de a da puțin înapoi și îl roagă pe Tatăl Ceresc dacă ar putea să ia de la el acest pahar, dar totul durează doar o clipă, pentru că în secunda următoare spune să nu fie după voia mea, ci după voia ta. Deci avem aici o supunere din nou totală lui Dumnezeu Tatăl. Și această dorință a lui să, mă rog, merge mai departe după aceea spre un lucru, nu știu cât timp mai avem, dar revin din nou la expoziția noastră, unde avem niște icoane foarte frumoase, unele aș putea pune de tezaur și sper să intre în tezaurul României cât de curând. Una din icoanele care mie personal îmi plac foarte, foarte mult este Maria Îndurerată, unde chipul Maria este personajul principal al icoanei, având în fundal răstignirea, deci pe Iisus răstignit, dar de fapt trebuie să înțelegem că acel Iisus este în mintea ei. Deci din momentul în care ea l-a văzut pe cruce, îi rămâne în memorie și de aceea îi se spune Maria Îndurerată, pentru că de fapt Maria este prima persoană, primul om din această lume care a pus în aplicare vorbele lui Iisus
dacă vrei să-mi urmezi, ia-ți crucea și vino după mine. Sau dacă vrei să fii cu mine în lumea cerului. Și atunci ea a făcut acest lucru chiar mai înainte de răstignire, pentru că eu cred că din momentul în care a spus acel, iată, roaba Domnului, fie mie după voia ta, de fapt a știut că acceptă o misiune dificilă, a știut că nu-i va fi ușor, chiar dacă nu știa exact ce se va întâmpla, și iată că sabia durerii a străpuns inima și a purtat-o cu demnitate, fără să se plângă, fiind alături de fiul ei în toate momentele vieții și după înviere, până când el s-a urcat la cer, așteptând după aceea momentul pe care îl vom sărbători în 15 august, da? Momentul în care și ea urcă la ceruri. Și ultima întrebare, de ce se spune că așa cum va fi vremea în Duminica Florilor, va fi și în ziua de Paști? Pentru este că probabil oamenii au observat o legătură, nu este și obligatorie să fie foarte clar, dar toate aceste observații meteo sau preziceri meteo populare sunt lucruri pe care oamenii le-au experimentat mulți ani la rând și atunci asigur că ei cred cu tărie în continuare că va fi așa. După cum se anunță, se spune că și weekendul ăsta va fi destul de plăcut, chiar dacă acum afară e cam rece. Să sperăm că până duminică un pic lucrurile se îndreaptă și vom avea o zi de Paște minunată. Doamna Janeta Ciocan, eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea astăzi și vă doresc sărbători pascale liniștite. Mulțumesc, la fel. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Vino la showroom-ul Merlin Auto. Noul tău dealer autorizat Skoda din Baia Mare te așteaptă cu o mulțime de oferte promoționale, precum și întreaga gamă de modele Skoda disponibile în showroom și pentru test drive. Oferim servicii complete pe parte de servici, întreținere, piese și accesorii originale Skoda. Vă așteptăm la showroom-ul nostru din strada Dura numărul 1A la ieșirea din Baia Mare către Satu Mare. Vino la Merlin Auto, dealer Skoda. Practic electrocasnice. Practic tot ce ai nevoie. Situat în complexul comercial din centrul orașului, magazinul Practic Electrocasnice vă întâmpină cu cea mai variată gamă de produse electrocasnice din oraș. Combina frigorifică Arctic la 799,99 lei. Mașină de spălat Studio Casa la 799,99 lei cu un produs electrocasnic vechi la schimb. Aspirator fără sac Samsung la 249,99 lei. Oferim transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate. Practic electrocasnice. Practic pentru toți. Strada Bogdan Vodă, numărul 13A, în complexul comercial. Pentru orice eveniment important din viața ta, notează această pensiune. Pensiunea Dolly. Într-o nouă ambianță și cu un stil elegant, cu o capacitate de 400 de locuri, pensiunea Dolly vă așteaptă cu meniuri pentru toate gusturile și cu prețuri începând de la 90 de lei per meniu. Oferim organizatorilor posibilitatea alegerii meniurilor, fie pentru nunți, botezuri, fie pentru evenimente private. Primele 10 rezervări din acest an beneficiază de reduceri substanțiale de preț. Ai notat? Pensiunea Dolly, la ieșirea din Sighet spre Satu Mare. Nou, elegant și accesibil tuturor. Telefon 0754 948 444. Casa Verde, depozitul unde casa ta prinde viață. Comercializăm la cele mai bune prețuri materiale de construcții, de finisaj interior și exterior, instalații termice.
tehnice și sanitare, vopsele, lacuri, scule și unelte. Vino în showroom-ul de pe strada Gheorghe Șincai numărul 35. Te întâmpină o echipă profesionistă care îți stă la dispoziție pentru ca tu să-ți alegi cele mai bune materiale pentru construcția ta. Vindem cu plata în rate avantajoase direct din magazin și asigurăm transportul la domiciliu. Oferim bonusuri suplimentare în funcție de valoarea achizițiilor. Casa Verde e pentru casa ta. La Casa Verde găsești capete de stoc la gresie și faianță, cu prețuri de la 16 lei metru pătrat. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Aproximativ 350 de maramureșeni au participat astăzi la Bursa Generală a Locurilor de Muncă organizată de AJFM Maramureș, cu 100 mai puțin comparativ cu ediția de anul trecut. Oferta a fost una suficient de variată, dar oamenii nu s-au arătat foarte hotărâți în privința ei. Să văd ce găsesc. Acum toate sunt noi pe piață. Că n-am mai fost niciodată și... Și ce ai găsit interesant? Acum am intrat, mă mai uit. Ce dar interesant? Ce domeniu? Lucrător comercial. Ai mai lucrat în acest domeniu? Este greu să-ți găsești un loc de muncă? Cam da. Care ar fi salariul pe care ți l-ai dorit? Sau cu care crezi tu că te-ai descurcat? Măcar 1200 de lei. Ești încrezătoare că îți vei găsi un loc de muncă? Cred că da. Să ne spuneți cum vi se pare oferta locurilor de muncă. Este destul de variată, dar nu știu ce să zic în funcție de cerințele pieței. De cât timp vă căutați un loc de muncă? Eu sunt pe șomaș din februarie. De atunci fac un curs de calificare, de formare profesională în manicură, pedicură, coafură, frizerie, dar încă nu prea sunt oferte pe piață. Nu știu ce o să fie. Deocamdată mi s-a oprit ceva, acolo de pază, că eu de pază. Ați mai lucrat în domeniu? Da. Am atestat, am lucrat și de pază, vreau, că am rămas de șomer, că s-a stricat unitatea respectivă și... De cât timp nu aveți un loc de muncă? Din noiembrie. Cum mi se pare oferta locurilor de muncă? Acum aștept să vedem, o zis că m-a sunat. Sunteți în căutarea unui loc de muncă? Da. Și cum mi se pare oferta? Destul de bună. Principal, văd că acum sunt deschiși pentru tineri care n-au experiență. Eu am terminat masterul și acum stau pe șomaș. În ce domeniu ți-ar plăcea să lucrezi? Informatică. Și cum este oferta în acest domeniu? Destule posturi de designer web, de mentenanță. Am văzut că încep să apară și la noi. Ți-ai depus CV-uri? Da, le-am depus deja cam la 4 firme și mai încerc și la altele. Este greu ca tânăr să-ți găsești un loc de muncă în Baia Mare astăzi? Cam da, că sunt prea mulți pe post, poate în alte locuri. Aici încă pentru inginerie și informatică sunt cam puține locuri. Deocamdată vrei să rămâi să lucrezi acasă în Baia Mare? Da, dar sunt dispus și pentru deplasare în altă zonă. Bursa Generală a Locurilor de Muncă de organizată astăzi 7 aprilie 2017 s-a desfășurat în două locații, Baia Mare la Casa Armatei și în Sighetul Mamaței la setul punctului de lucru din Sighet. Pentru această ediție am avut ca și participanți 70 de agenți economici, 55 la Baia Mare și 15 la Sighetul Marmației. Ofertele locurilor de muncă a fost 612, din care 535 la Baia Mare și 77 la Sighetul Marmației. Au participat 350 de persoane la această ediție, la bursele locurilor de muncă, cu cel puțin 100 mai puține față de anul trecut.
anul trecut ca și ofertă. Ca și rezultat, numărul persoanelor încadrate sau persoanele care vor obține un contract individual de muncă și au fost selectate pentru angajare au fost 42 de persoane în meseriile consilier expert resurse umane, inspector resurse umane, șef de șantier, avem asistent manager, economiști, agent securitate, confecționeri, avem stivuitoriști, gestionar depozit, secretar, contabil, electromecanic, mecanic auto. Sigur că participarea, ca și o concluzie generală, credem că în ultimii ani interesul persoanelor în căutarea unui loc de muncă de a participa la astfel de evenimente, la cursele locurilor de muncă, scade din ce în ce mai mult. Sperăm că acest fenomen să nu se mai întâmple în anii viitori. Această bursă este cea mai importantă din acest an pentru că este dedicată tuturor persoanelor și organizată în același timp la nivel național în toate agențiile teritoriale. Și din câte am analizat și locațiile celelalte agenții teritoriale din țară au același rezultat. Deci un interes redus al persoanelor de a participa la astfel de burse, dar și persoanele care au participat au trebuit să fie îndrumate sau motivate sau chiar obligate chiar să participe, să discute cu angajatorii. Dar ați analizat acest fenomen, care să fie motivele pentru care oamenii nu ajung la astfel de acțiuni? Probabil că au alte preocupări. Este una dintre motive. Sau pur și simplu nu-și doresc să lucreze. În primul rând, ca să vrei să participi, trebuie să-ți dorești un loc de muncă. Și primul lucru este faptul că discuți direct cu angajatorul, ești sprijinit, intri direct în contact, obții informațiile de care ai nevoie pentru jobul respectiv și angajatorul dorește acest lucru. Vine special pentru el, pentru a-și găsi angajatul potrivit la locul de muncă. Dacă la aceste evenimente nu participă, ce să mai spunem de acțiunile pe care celelalte activități pe care le face, mai reduse, nu așa o scară largă cum am organizat astăzi. Eforturile noastre sunt foarte mari. Pe lângă activitatea curentă, trebuie să contactăm angajatorii, să centralizăm datele, să convingem persoanele să participe la bursă. Multe persoane sunt, care sunt în evidențele noastre, șomeri indemnizați, care în ultima perioadă a și scăzut numărul șomerilor indemnizați. Este și asta o explicație. Piața forței de muncă, în general, și asta și la nivel național și la noi, în județul Maramureș, doar 25% din totalul numărului de șomeri sunt șomeri indemnizați. O șomerii neindemnizați figurează în baza noastră de date, dar probabil că sunt plecați din țară sau nu sunt în localitate sau poate nu avem noi informații, poate s-au angajat sau poate și nu au... Noi deja avem o campanie de verificare a șomerilor neindemnizați și nu identificat destul de multe persoane care sunt activi, sunt pe piața forței de muncă. Dar sigur că acest lucru se observă, se vede și este o problemă atunci. Înseamnă că nu avem forță de muncă necesară pentru a asigura angajatorilor forța de muncă de care au nevoie. Ce ne facem dacă vine un investitor? Noi trebuie să asigurăm necesarul de forță de muncă calificată în domeniul respectiv. Mai mult decât atât, trebuie să avem informația înainte să putem să facem cursuri de calificare. Ori acest subiect, privința cursurilor de calificare, este un altul foarte delicat. Este foarte greu să căptăm persoanele la cursuri de calificare. Nu doresc să participe, sunt foarte ocupate. Nu au timp să vină la cursuri. Și asta este ne ridică semne de întrebare. Au probleme familiare, ori legislația spune foarte clar, nu au voie să aibă absență mai mult de 10%. Și credeți-ne că în timpul cursurilor au diverse probleme, nu pot să participe. Ori noi nu dorim să devenim fabrică de diplome. Noi vrem ca aceste cursuri să
desfășoare, scoatem persoane calificate. Asta ne dorim, nu ne dorim cantitate. Dacă sunt puțini, ne dorim calitate. Și asta este, de fapt, scopul nostru, deviza noastră, să fie de calitate. Și atunci, sigur că încercăm să facem demersuri în acest sens. Doamnelor și domnilor, emisiunea Actualitatea Maramedia e a sfârșit. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend cât mai liniștit.